Bună ziua, bine ați venit în biroul meu de la Primăria Municipiului Târgoviște. Ei, și nu e prima dată și nici ultima. Cu siguranță. Pe cu siguranță. Domnule primar, în ultima perioadă noastră ați făcut o serie de acuzații extrem de grave la adresa actualilor guvernanți. Și aș vrea să discutăm despre ele pentru că ele au legătură și cu bunăstarea târgoviștenilor. Și dumneavoastră ați spus așa, în luna septembrie, guvernul Cioloș a tăiat finanțarea pentru investițiile în școli și grădinițe. Este o acuzație extrem de gravă, cu impact asupra populației. Nu toți avem copiii la școală și la grădiniță și vrem ca ei să meargă acolo în condiții bune, să fie în siguranță. Iar faptul că dumneavoastră ne spuneți că executivul Cioloș a tăiat finanțarea, este o acuzație extrem de gravă și eu vă rog să o susțineți ca târgoviștenii să știe despre ce vorbim. Bun, dumneavoastră a spus că am format o acuzație. Eu n-am format o acuzație, mi-am exprimat o nemulțumire în calitate de primar al unui municipiu reședință de județ care are în derulare investiții pe Ordonanța 28. Pentru că ceea ce a făcut guvernul Cioloș e cumva mult mai complex. Eu am spus că tăia finanțarea la școli și grădinițe pentru că eu am o finanțare, o grădiniță pe care vrem să o extindem, grădinița numărul 9, Calea Domnească, una dintre cele mai aglomerate grădinițe din municipiul Târgoviște. Am reușit anul trecut să deblocăm lucrurile, că 7 ani de zile corpul vechi, corpul de clădire început în spatele grădiniței actuale este lăsat aproape în paragină și am reușit să deblocăm, ne-am apucat de lucrări și, cum se spune pe românește, când era lumea mai dragă, s-a tăiat finanțarea. În condițiile în care aveam un contract de finanțare încheiat, în condițiile în care noi avem contracte de execuție încheiate și în condițiile în care avem niște obligații financiare pe care ni le-am asumat. Și ceea ce s-a întâmplat la Târgoviște s-a întâmplat în toată țara. Gândiți-vă la impactul deosebit de negativ pe care îl are această măsură. Era, din păcate, așa cum am perceput noi, ca și reprezentanții ai comunităților locale, prestația guvernului Cioloș era o chestiune de timp până s-ar fi întâmplat lucrul acesta. Și iată că în septembrie s-a întâmplat. Păi aveam la dispoziție septembrie, octombrie, noiembrie, 3 luni pline în care puteam să lucrăm. Iar la interioare lucram lejer și în luna decembrie. Am fi terminat cu siguranță proiectul. Din păcate am ajuns în această situație, având în vedere că nu era o investiție foarte mare la Târgoviște și că bugetul local ne permite să preluăm, în ședința de luna trecută, dacă nu mă înșel, am preluat pe bugetul local, în ședința de consiliu, am preluat pe bugetul local ceea ce a facturat până acum constructorul, adică aproximativ 120.000 de lei. Diferența până la 700.000 de lei rămâne de văzut ce vom face cu ea, pentru că noi nu vom întrerupe lucrările, noi vom merge mai departe. Dar întrebarea este, dacă avem o investiție de 20 de milioane de lei în derulare, de unde luam bani? Aia spun, dacă nu aveați bani, ce făceați? Ce făceam? Cam asta ar fi una din măsurile dintre cele mai nocive pentru administrațiile publice locale. 1. Tăierea finanțării. 2. Lipsa de predictibilitate. În contextul acesta, toate investițiile publice cu finanțare pe zona guvernamentală au o mare problemă. În sensul că tu, ca administrație publică locală, având finanțarea asigurată, nu-ți mai asiguri buget propriu. Este normal pentru investiția respectivă. Și te trezești că dai ordin de începere a lucrărilor, că începi lucrările și n-ai cu ce să le plătești. Și atunci plătești majorări și penalități de întârziere până ajungi în situația în care dintr-o investiție care utilă, în mod foarte clar utilă pentru comunitatea locală, să se transforme într-o gaură neagră. Din păcate. Bine, pentru bugetul local. Știți cum spune omul? De unde dracu? Știți că așa zice lumea la piață. De unde dracu ea înainte aveau și ăștia nouă bani? Adică cum înainte se putea și acum nu se poate? Și încă un lucru extrem de important, este că noi vorbim de grădinița nouă, dar lumea trebuie să știe că această grădiniță este în centrul Târgoviște, exact unde mai este doar o grădiniță, da, care acoperă micro, micro nouă, zona centrală, ultracentrală. Trebuie să spune că copiii ăia, da, stau acolo niște condiții improprii din cauza spațiului. Da, sunt clasele. Să le spunem clase. Exact. Cât jumătate din biroul acesta și dorm 6-7 copii, poate chiar mai mulți, în niște condiții care nu sunt normale. Și atunci am spus, domne, haide să încercăm să o deblocăm. Am făcut eforturi susținute pentru a debloca situația de la grădinița numărul 9 și am ajuns, iată, în situația
de a suporta din fonduri proprii o finanțare care ne-a fost asigurată de guvern. Din păcate, cel puțin teoretic ne-a fost asigurată, pentru că practic nu ne este asigurată. Și atunci eu ca primar n-am cum să fiu mulțumit, n-am cum să nu acuz, cum a spus dumneavoastră. Eu acuz și spun, domne, dacă tu, ca guvern, nu finanțezi școli și grădinițe, nu finanțezi educația, ce finanțezi atunci? Eu nu știu ce finanțează. Ați descoperit? Foarte, foarte greu de spus. Este părerea mea, o lipsă de abilitate administrativă, ca să nu spun altfel, un dezinteres. Ne aflăm în fața unui guvern autist. Și când spun autism... Ajungem și la autist, că ați mai făcut o acuzație la adresa... Practic nu ne ascultă. Nu. Sunt ocupă. Ați fost la guvern? Da. Am încercat să ajung. Și din păcate, suntem în situația în care miniștrii, secretarii de stat, nu doresc să discute între ghilimele cu politicienii. Surpriză, politicienii ăștia sunt oameni care au obținut voturile comunității locale și care vin acolo în calitate de reprezentanți ai comunităților locale. Lucrurile se mai derulează în momentul de față dintr-un singur motiv. În eșalonul 2-3 sunt specialiști, sunt oameni care știu meserie și reușesc să gestioneze lucrurile într-un blocaj de asumare responsabilității de la nivelul superior. Bună, deci primarul Târgoviștei, Cristian Daniel Stan, ales de târgovișteni, da, când se duce la un minister să spune că nu se discută cu el, că este un politic, deci am înnebunit cu toții în țara asta? Zic, adică nu știu. Din păcate, eu cred că această chestiune este mult mai gravă. Dacă cu un primar nu discuți. Dacă nu discuți cu un președinte de Consiliul Județean, cu cine vrei tu să discuți, să cunoști problemele de la nivelul unei comunități locale. Pentru că eu cred că administrația publică centrală, despre care discutăm în momentul de față, nu poate exista fără să existe într-o relație de colaborare cu administrația publică locală. Colaborare legală, atenție, există acte normative care obligă guvernul României să finanțeze anumite lucrări. Apropo de chestia asta, dacă exista... Deci mă gândesc, nu știu, fără mă pricep, să mă contraziceți dacă vorbesc prostii. Nu este ca un contract comercial, dar deci există o lucrare demarată de administrația târgoviștală, nu, și finanțată de guvernul României, care nu mai vrea să finanțeze, nu puteți să... Este ca un contract comercial și aș menționa cu clauze abuzive, numai că, din păcate, în sfera raporturilor juridice dintr-o administrație publică locală, dintr-o autoritate publică locală și o autoritate publică centrală, nu se aplică. De ce? Pentru că un contract de finanțare spune, da, vrei să iei banii? Da. Ok. Ai aici o clauză care spune, în limita bugetelor instituțiilor respective. Și ei, foarte simplu, la momentul respectiv, spun, dom'le, noi nu mai avem finanțare pentru lucrările astea. Noi nu mai avem buget. Dar nu vă spun și de ce, adică, nu știu, cumpărăm perdere în altă parte, zic, sau covoare în altă parte, că și nu e importantă limita de la Târgoviște. Sunt, să știți că explicațiile chiar n-au niciun fel de utilitate. Pentru noi, problema este una foarte, foarte stringentă, pentru că dacă prinzi 3-4 investiții din astea pe care ți le blochează, ți-ai dat peste cap bugetul local în totalitate. Pentru că trebuie să-l finanțezi. Ori lași investițiile alea să se ducă naibii, dacă n-ai apucat să faci ceva la ele, pentru că dacă ai apucat să faci ceva la ele, ți-au fost emise facturi cu situații de lucrări și așa mai departe, musai trebuie să le plătești. Deci ori le lași în paragină, ori încerc să te descurci să iei din alte zone și să duci către zona aceasta investițională. Niciuna dintre variante, din păcate, nu este... Acum, din punctul dumneavoastră de vedere, deja aveți o experiență administrativă. Dom'le, oamenii ăștia nu vor, nu pot, nu mai au chef, sunt în campanie, ca să înțelegem. Eu cred că...
nu vor să-și asume răspunderea. Ăsta este, pentru că în momentul în care dai drumul la niște bani, îți asumi o răspundere. Și cred că nici nu pot foarte multe, pentru că dacă ar putea, dacă ar înțelege foarte bine mecanismele, ar înțelege și faptul că atunci când banii sunt cheltuiți pe spiritul și litera contractului de finanțare, a dispozițiilor legale care disciplinează finanțarea respectivă, nu ai de ce să-ți faci probleme. Adică nu poți, pentru a te pune tu la adăpost sau pentru a-ți crea un confort psihic, pentru că despre asta e vorba, să vă duvești administrațiile publice locale de investiții la modul acesta. Așteptăm acum să vedem rectificarea bugetară, așteptăm anul viitor să vedem ce se întâmplă, dacă vor fi reluate aceste investiții. Eu, bine, și asta e singura mențiune pe care o fac, bine, referitor la chestiunea asta, bine că guvernul ăsta mai are puțin. Sunteți siguri? Da, sunt sigur. Zice că și cu Dragnea, zice, nu mă arunță și... Bun, facem acuzații. O altă acuzație, la fel de gravă, ați făcut-o la adresa Ministerului Fondurilor Europene. Spunând, citez, Ministerul Fondurilor Europene a audiz la strigătele administrațiilor locale. Acum, deci avem finanțarea, am discutat de finanțare pe guvern. Exact. Administrațiile publice locale mai au o cale de finanțare importantă. Finanțarea fondurilor europene. Foarte importantă, zic. Este cea mai importantă și cea mai eficientă, a spune eu, și cea mai ieftină formă de finanțare pentru administrațiile publice locale. Și pe noi ne interesează foarte mult aspectul acesta. Ei bine, suntem în situația în care deși anumite axe de finanțare, spre exemplu, clădirile rezidențiale, clădirile, blocurile de locuințe, da? S-a deschis axa martie. Până la momentul de față, nu cunosc situația la nivel național, dar cunosc situația pe zona regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia. Bun. Nu s-a depus niciun proiect. De ce nu s-a depus niciun proiect? Pentru că, pe de o parte, deschid axa de finanțare și public ghidul și spun ce trebuie să faci în luna martie, așa. După ce am deschis axa de finanțare, în luna iunie vin și ți-l modific. Nu știu, e de vină Ponta, că așa au zis, că e de vină Ponta. Cu siguranță. Sau noi, nu? Ponta, primarii, oamenii care așteaptă programele astea de finanțare, sunt unul dintre puținele programe astea pentru clădirile rezidențiale care se adresează direct oamenilor și niște condiții foarte avantajoase. De reabilitare termică a blocurilor, schimbarea acoperii, schimbarea subsol, schimbarea țevilor în subsol și așa mai departe, la niște costuri foarte mici, adică dacă nu ai venitul pe membru de familie mai mare decât salariul mediu pe economie și foarte mulți oameni se încadrează, plătești undeva între 3,5% și 5% din valoarea lucrărilor. Adică plătești, să spun, 1200-1500 de lei eșalonat în 10 ani. Nu 1200 de lei pe an, ci 1200-1500 de lei eșalonat în 10 ani. Practic e gratis, este aproape gratis, efortul este minim. Ei bine, și pe fondul acestui program, în luna iunie vine guvernul și spune, domne, nu mai vrem să acordăm aceste ajutoare sociale de care am vorbit. Da. Pentru că, în mod normal, primăria și asociația de proprietari suportă 40% din valoare, deci exact. Mult mai mare. Și atunci spun, nu mai vrem aceste ajutoare sociale, nu le mai acordăm. Să vadă primăria cum face. Tot primarul. Da. Și vom vedea peste 2-3 ani vine curtea de conturi și spune, domnule, nu le-ai dat cum trebuie, pentru că nu le-au prevăzut în ghid. Ei bine, lucrurile acestea și chiar la ședințele Asociației Municipiilor din România am ridicat această problemă și am transmis adresă din partea Asociației Municipiilor din România. Absolut. Am transmis adrese separat. Primăria Târgoviște, Primăria Giurgiu și așa mai departe. Am luat un punct de vedere comun și am transmis din nou. N-am primit absolut niciun răspuns. Și în momentul în care s-a venit aici, ADR, care este... Nu decide ADR-ul. ADR-ul ne-a înțeles și a spus, dom'le, aveți dreptate. Dar și dacă s-ar aplica propunerile dumneavoastră, s-ar aplica din etapa a doua de finanțare. Adică noi pierdem un an, doi, pe prima etapă de finanțare, pentru că nu avem cum să accesăm foarte mulți bani, pe de o parte, din cauza întârzierilor foarte mari la lansarea ghidurilor, iar pe de altă parte, din cauza faptului că ghidurile sunt emise prost,
sau dacă sunt emise bine, sunt modificate după aceea și la final avem un produs care nu corespunde sub nicio formă cu necesitățile comunității locale. Vă dau un singur exemplu. Târgoviștenii o să înțeleagă. E vorba de șarpante, de acoperișurile care nu sunt autorizate. Păi, domne, dacă eu trebuie să desființez acoperișul ăla la momentul la care semnez contractul de finanțare, da, ce se întâmplă cu blocul ăla până semnez contractul de execuție? Adică mai trece o perioadă de, nu știu, 6 luni, un an, în care oamenii rămân fără acoperiș. Păi da, ca să vadă cât plouă. Nu se poate. În mod normal, ghidul acela, și am făcut propunerea asta, domne, desfacerea acoperișului trebuie să reprezinte prima etapă la contractul de execuție. Cheltuială pe care nu trebuie să o suporte Uniunea Europeană. O suportăm noi ca administrație publică locală. Dar să ne dea voie ca în momentul în care, după ce a semnat contractul de execuție, să vină oamenii să desfacă acoperișul și să înceapă construcția noului acoperiș imediat, să pună o folie și așa mai departe ca să rezolvăm problema. E, n-am primit niciun fel de răspuns. Deci la asta. Dar când ați, adică, nu știu, poate nu ați dat timp, poate sunteți nerăbdători. Sunt cel puțin 6 luni de când noi am transmis propunerile noastre. Și ăsta e un singur, ăsta a fost un exemplu, unul din exemple. Sunt foarte, foarte mult, dar asta e cel mai drastic, pentru că oamenii și pe bună dreptate spun, domne, dumneavoastră ne cereți să semnăm, că noi ca primărie suntem un mandatar aici, pe aceste proiecte de reabilitare termică, noi suntem mandatari, beneficiarii sunt proprietarii, organizații în asociații de proprietari. Domne, cum să vă semnăm noi împuternicirile în cazul acesta? Noi ce facem? Și pe bună dreptate, și aș dori să vină și, nu știu, domnul Cioloș, consilierii dumnealui, să meargă cu mine puțin în Târgoviște și să întâlnească într-un, cum să spun, într-un cadru cât se poate de civilizat cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, să discute cu ei, să le spună, domne, uite, asta e soluția pe care ți-o dau, pentru că eu nu găsesc soluție la chestiunea aceasta. Avem cerere de finanțare făcută. Vrem să atragem 5 milioane de euro numai în prima fază, numai pe reabilitare termică. Am reușit să identificăm, atenție, numai scările de bloc și blocurile care au avut acoperiș din construcție. Aha. Pentru că acolo e altă discuție și acolo pot eu să lucrez fără probleme. În schimb, pe celelalte blocuri avem o problemă. Așteptăm să o rezolvăm. Noi nu vom renunța în a transmite punctele noastre de vedere pe toate căile, pentru că ne interesează foarte mult. Și se întreabă atunci, și întreb eu, guvernul, dacă axa s-a deschis în martie, în aprilie, dacă se închide pe 15 noiembrie, de ce în zona sud Muntenia nu s-a depus niciun proiect? Nu trebuie să spui întrebarea asta? Deci cel puțin acum 2 săptămâni, pe zona aceasta, în județele de care discutăm, nu s-a depus nici măcar un singur proiect pe reabilitare termică. Iar exemplele pot continua. Axa 4, care ne interesează pe noi, care se referă la regenerarea urbană, care se referă la transportul public în comun, care se respectă la infrastructura educațională. Nici până acum n-avem măcar un draft. Măcar un draft de ghid să vedem și noi ce facem. Cu toate acestea, îți emite ghidul. După aceea spune, domne, trebuie să-mi depui mie documentația în, nu știu, 2-3 luni de zile. Trebuie să faci pe dracu în 4 să faci documentațiile. Ai, n-ai buget, ai, n-ai sursă de finanțare. Trebuie să o găsești și să faci lucrul acesta. Și după aceea spune, știi ce, n-ai înțeles bine. Vine peste 4 ani și spune, n-ai înțeles bine ce am vrut eu să spun acolo. Mai ia tu o corecție financiară. Din păcate, așa lucrăm. Funcționează. Din păcate. Și ca să încheiem acest prim și foarte important, zic eu, capitol, după ce l-ați invitat pe domnul Cioloș să vină la Târgoviște, să explice lucrurile astea, iată. N-am pretenția să explice. Am pretenția numai să le asculte. O să vă întreb așa. Din punctul dumneavoastră de vedere, al primarului, da, deci nu omul politic, primarul Cristian Daniel Stan, care reprezintă vrem, ne place tuturor interesele târgoviștenilor. Acest guvern tehnocrat, cu ghilimelele de rigoare, guvernează pentru români, împotriva românilor, în interesul cui zic? Situația e foarte clară.
Pentru român nu are cum să guverneze, pentru că în anul acesta, în plină guvernare tehnocrată, n-am luat un euro din banii europeni. Ce se întâmplă cu banii aceștia? Este foarte simplu. Merg către alte țări ale Uniunii Europene, unde administrația publice centrale se mișcă mult mai repede. L-am văzut și fac o paranteză. Adică guvernul Cioloș nu vrea să ajungă banii europeni la noi? Altă explicație nu există. Altă explicație nu există. Cel puțin nu vrea la administrațiile publice locale. Nu vrea. Sunteți oameni politici. Nu sunt. Suntem oameni politici. Doamnă, acum discutând dacă mi-aprobă finanțările, mă fac și tehnocrat până termin proiectele. Mă fac și tehnocrat până termin proiectele, numai să ne dea banii și să ne dea investițiile. Nu e niciun fel de problemă, pentru că aici acum și copiii de la am aruncat puțin în derizor chestiunea asta cu tehnocrat. Eu spun deci noi chiar suntem, discutăm ca tehnocrați acum. Acum pe zona aceasta, relația de la primar la ministru pe fonduri europene, Ministerul Dezvoltării Regionale, trebuie să fie o relație fără niciun fel de... Deci fără a utiliza un pic sensul ăsta peiorativ al cuvântului tehnocrat. Deci este o relație care excede sfera politicului. N-are nicio legătură cu politica. Că autoritățile administrației publice locale sunt alese pe... Asta este situația. Nu putem fi toți numiți. Mai sunt unii, în țara asta mai sunt și aleși. Da? Că vii tu și ignori, că până la urmă ignori votul la oamenii aia care au venit și au spus, bă, uite, pe ăsta-l vreau să-mi gestioneze mie interesele, la Târgoviște, la București, la... și așa mai departe. E altă discuție. Dar nu era asta sensul democrației, adică zic că deja mă speriați. Dacă vă numim pe toți, nu mai dă adică revenim la statul... Păi nu, acum vedeți că deja am ajuns la vot de listă la președintele Consiliului Județean. Părerea mea că este un pas înapoi, pentru că la momentul acela, dacă nu reușești să ai, eu știu, o majoritate suficientă în forul legislativ local județean, e o problemă, e șantajabil. Dar au mai rămas primarul și președintele României, înțeleg că în momentul de față să fie aleși. Dacă m-ați băgat în discuția asta, lăsați-mă, nu vreau să spun ceva. Puteți-vă și la alegerile parlamentare, că e vot pe liste acum, frate. Deci lista, votăm lista, nu mai votăm omul. Zic că nici asta nu este prea bine pentru o comunitate. Este adevărat, însă aici totuși discutăm de un organ colegial, Parlamentul și așa mai departe, dar totuși noi vorbim de o funcție. Președintele Consiliului Județean reprezintă o funcție în sine. Da. Tot e bine că mai avem alegeri. Tot e bine. Tot e bine că mai avem. Eu zic să încheiem într-o notă optimistă, așa că tot plouă cu găleata afară și nu prea vă lasă vremea să faceți treabă acum. Așteptăm. Am văzut că cu asfaltări, cu parcări, cu locuri de joacă, cu spații verzi în zona pieței urmare. Să știți, ce spune lumea? Dom'le, foarte bine. Să știți că anul ăsta a fost așa o încălzire. În primăvară vom avea în Târgoviște chiar foarte mult de muncă și nu mă refer la proiectele cu finanțare europeană, că alea nu încep. Alea sigur nu încep. Deocamdată banii târgoviștenilor, bani din credite, banii pe care vrem să gestionăm cât mai bine. Și avem așa. Deci anul ăsta, în toamna asta, am terminat after school de la Arlechino cu o finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în mare parte. Terminăm Clubul Pensionarilor luna viitoare. Da. După aceea, avem în momentul de față finalizarea, aproape de finalizare, licitația pe Priseaca, 3 km de drum, în colaborare cu Consiliul Județean. Și vreau să-i mulțumesc domnului președinte pentru că ne-a sprijinit și finanțează jumătate din lucrările în cartierul Priseaca. Păi, om politic să înțeleg, vedeți, dacă era tehnocrat... Dacă era tehnocrat, era mai greu, da. Dar v-am spus că mă fac eu tehnocrat dacă îmi dă guvernul bani. Și nu mă mai înțeleg cu președintele Consiliului Județean. Am o problemă, nu știu cum să o dau. Bun. Așa, bun. Deci vorbim de Priseaca. De asemenea, avem celelalte loturi de străzi. Încă două loturi de străzi cu încă vreo 7 km de drumuri în municipiul Târgoviște.
Strada Iazului Morilor, Horea, Cloșca, Crișan, Gimnaziului, Băltărețu și așa mai departe, străzi care vor intra de asemenea în primăvară în lucru. Sper să începem anul acesta cele 13 locuri de joacă din Târgoviște, pentru că eu vreau să schimbăm total infrastructura municipiului Târgoviște din acest punct de vedere. Nu se poate. Nu am mai intrat și am mai făcut locuri de joacă în oraș. Am făcut un micro 2, am făcut un micro 5, am un micro 9, am pus tartan la locul de joacă din Parcul Mitropolie, la locul de joacă din Parcul Chindia, da, da, și așa mai departe. Să arate cât de cât bine. Da, trebuie să intrăm, mai ales pe zona unde au fost speed-urile cu investiții noi. Și avem o investiție de peste 1 milion de euro, care va fi implementată începând cu primăvara anului viitor în municipiul Târgoviște. Lucrăm la piața Mihai Viteazu, pe bugetul local. O terminăm. Terminăm ceea ce înseamnă, dacă ne lasă și vremea, ceea ce înseamnă pardoseala de granit anul acesta, în primăvara anului viitor, sau mă rog, când ne-o lăsa vremea să lucrăm, terminăm și fântâna de acolo. Avem pe ordonanța 28. Acum depinde de guvern. Avem piața Tricolorului, Parcul Mitropoliei. Sper ca guvernul care va fi investit să... Ortenocratul rămân politician, da? Să fie bine pentru noi de obicei. Așa, bun. Deci spunem pe aceste două investiții mari, piața Tricolorului 1, Parcul Mitropoliei, de asemenea vrem să accesăm o investiție. Dacă vorbim în continuare tot de investiții pe care le derulăm pe bugetul local, aș mai adăuga aici și faptul că, și am uitat să spun că anul acesta am finalizat și stația de pompare de pe calea Ialomiței, care deservește toată calea Ialomiței. Era o parte a proiectului de centură, dar finalizând complexul de natație despre care am discutat, trebuia să avem o investiție conexă, dar care ne ajută la canalizarea menajeră de pe toată strada Ialomiței și consumatorii industriali și cei care cu siguranță se vor afla în zona respectivă cu afaceri, mă rog, proprietăți particulare, au o investiție foarte importantă, repet, care deservește și complexul de natație. Mai avem în derulare, în momentul de față, licitații pentru cartodromul pe care vrem să-l facem lângă complexul de natație. Avem un plan pe fonduri europene, un parc și o zonă de agrement lângă complexul de natație unde există lacul respectiv. Da. Vrem ca zona respectivă, într-adevăr, să devină o zonă de atracție foarte mare pentru Târgoviște. În proiectele pe fonduri europene, transportul public, iluminatul public, unitățile de învățământ pe care le avem, 10-12 unități de învățământ, eu sper să le facem până în 2020, trebuie să le facem, pentru că nu mai putem rămâne să rezistăm cu legii economice Ion Ghica. Nu s-au mai făcut investiții de foarte mult timp și este un unitate de învățământ de prestigiu. La fel, școala 10, școala 8, școala 13. Creșele pe care vrem să le facem, grădinițele pe care vrem să le facem, micro 2, micro 3 și așa mai departe. Sunt lucrări și sunt investiții foarte, foarte multe. Foarte multe. Bani să avem. Bani ar trebui să avem. Bani ar trebui să fie, pentru că de-aia suntem membri Uniunii Europene și de-aia cotizăm și noi la bugetul Uniunii Europene, da, ca să cheltuim și noi niște euro, spun așa, pe zona de investiții, pe zona de investiții locale. Aș mai adăuga, pentru și profit de faptul că avem această emisiune, să spun, n-are legătură cu investițiile, dar să spun că în ședința de Consiliu Local de mâine vor fi aprobate, sper eu, scutirile de majorări pentru contribuabilii persoane fizice și dacă ne vine și avizul la Consiliul Concurenței, pentru că acum trebuie să avem o schemă de ajutor de minimis pentru persoanele juridice și pentru persoanele juridice, vrem prin asta să ca cine plătește în cursul lui noiembrie, pentru că sfârșitul de an, un an, este o perioadă foarte solicitantă pentru administrația publică locală. Și atunci avem și noi nevoie de... Și atunci încercăm să stimulăm puțin atragerea de fonduri, plata până la urmă datorilor către bugetele locale. Deci cine va plăti în luna noiembrie va beneficia de scutire de majorări și aici... Eu cred că vom înregistra o creștere destul de importantă a veniturilor bugetare. Nu întâmplător am vorbit de venituri bugetare, pentru că bugetul pe care îl are primăria municipiului Târgoviște este undeva la 100-100 și ceva de milioane anual.
Este foarte puțin. Foarte puțin. Ca să aveți așa o... Pentru similitudine, aș menționa că din fonduri europene am atras în anul 2015 mai mult decât bugetul nostru local. Da. Pe proiectele pe care le-am avut în derulare. Așa că anul 2016 am spus zero fonduri europene în România. E rușine. În România. Despre asta este vorba. Dacă nu ai bani și nu ai sprijin... Dacă nu ai bani și nu, și nu ai sprijin, oricât de mult ai dori, oricât de bine intenționat ai fi, oricât de mult ai muncit, nu poți. Pe din 100 de milioane. Ce să faci? Să plătești drepturile de asistență socială, să întreții orașul, să faci curățenie în oraș, să te ocupi de infrastructură educațională, da? Să plătești bursele pentru elevi, să plătești salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap, să întreții străzile, să mai faci cât o stradă, două, să mai faci locuri de joacă. Ce poți să faci într-un an de zile? Nu știu, eu zic să sperăm. Adică știți că la noi românii nu avem așa o meternă. Speranța mare ultima. Nu ne putem permite așa ceva, pentru că dacă nu te zbați și dacă nu... Aici, până la urmă, trebuie să avem și un ecou acolo sus. Că de-aia, iar oamenii trebuie să înțeleagă că dincolo de chestiunea asta politică, dincolo de opiniile care se aluncă pe zona politică, pe zona administrativă, chiar avem nevoie de o administrație publică centrală responsabilă. Chiar avem nevoie de o administrație publică centrală care să-ți deschidă ușa și care să te întrebe, mă, ție ce-ți trebuie? Da, și să întrebe pe toată lumea. Măcar să te întrebe. Să întrebe pe toată lumea și după aia să stea frumos cu, da, într-o, nu știu, o săptămână, două, trei, patru, cinci, nouă, până emite un proiect de act normativ în care să ține cont de propunerile care au venit de la noi. Și în momentul în care se ține cont de chestiunea asta, și în momentul în care se finanțează pe priorități, și în momentul în care știi că din... Mă duc cu 10 proiecte. Avem pregătite 10 proiecte pe ordonanța 28. Dom'le, nu vreau finanțare pentru... Adică vreau finanțare pentru 10, dar sunt conștient că nu obțin finanțare pentru 10. Dar măcar 3 proiecte din alea. Să pot să le scot și eu de pe lista finanțărilor pe bugetul propriu. Și să stau liniștit, să știu că mi se dau banii. Tot ar trebui. Și dacă am 3 la Târgoviște, dacă mai am 2 pe la Pucioasa și așa mai departe, în comunele din județ mai am câte una. Și dacă reușesc prin asta și țin de angajamentele pe care le-am făcut, atunci știu că acele comunități locale sunt ajutate. Separată discuția pe fonduri europene, separat cum își gestionează ei bunurile venite, banii veniți din încasările proprii. Dar eu ca și guvern ar trebui să lucrez pe zonele astea. Unu, să ascult. Doi, când emit reglementări sau când adaptez legislația europeană în România, să țin cont totuși de realitățile din România. Să țin cont că în România, așa cum am spus, sunt șarpante construite fără autorizație. Asta e situația în momentul ăsta. Asta nu e soluție. Exact. Ce să faci? Să te duci să le dărâm pe toate. Da? Strict pe litera legii, asta trebuie să faci. Să le dărâm pe toate. Da? Și atunci creezi o problemă și mai mare. Da? Deci să înțelegem lucrul acesta, să înțelegem că în 2020 se finalizează programul cu implementare europeană și de la 31 decembrie 2020, așa cum arată lucrurile acum, nu mai poți să tragi niciun ban. Că dacă ai semnat contractul de finanțare în 2018 și ai un proiect de peste 20 de milioane de euro, nu îl termini tu, tată, într-un an și ceva, fără niciun fel de discuție. Și după aceea ești obligat să plătești din banii tăi, așa cum s-a întâmplat și în la sfârșitul 2015, acele proiecte. Cu mențiunea că noi la Târgoviște, nu știu ce s-a întâmplat în altă țară, am avut tăria și am avut inspirația de a trece în contracte și a spune așa, domnule constructor, ce trece de 31 decembrie, suporți dumneata că eu nu mai pot să trag de la din fonduri europene. Și am mai reușit să mai salvăm câteva milioane de euro. Deja am găsit oameni buni. Iată câte sunt de vorbit. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru răspunsurile pe care mi le-ați dat, pentru clarificări, iată, la problemele acestea. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.